afară, țipă, urlă și face și scandal. Și v-am fi împușcat chiar persoana viciată, pentru că așa e viața. Noi trebuie să conducem în România și din elicopter, și din avion, și din camion, și din toate cele, și mai ales mașina străină. Tocmai de aceea statul român le cumpără românilor mașină românească.